datele lunii octombrie pentru voi, puțin cam târziu, dar încă suntem la începutul lui noiembrie, deci mă puteți ierta. Am destul de multe produse luna asta și o să încerc să bag și câteva random favorites, așa cum v-am promis. În septembrie am uitat să fac chestia, adică luna trecută am uitat să fac chestia asta. Și o să începem cu make-up, pentru că sunt sigură că asta vă interesează cel mai mult. Primul produs favorit ar fi fondul de ten Estee Lauder Double Wear. Eu sunt în nuanța 2N1 Desert Beige. Și el ar trebui să fie un fond de ten care să reziste toată ziua, într-adevăr chiar rezistă toată ziua. Îl aplic dimineața, mă întorc seara, încă mai am fond de ten pe față. Singura problemă este că oricum am pielea foarte, foarte uleioasă și foarte grasă. Mai ales acum, nu știu, iarna, cred că în perioada asta, fiind rece, a început pielea să părucă și mai mult se bunca să nu mi se usuce fața. Și trebuie să folosesc șervețele speciale ca să-mi iau sebumul de pe față. Și este posibil, adică dacă nu folosești șervețele, într-adevăr, spre sfârșitul zilei s-ar putea puțin să înceapă să se miște lucrurile pe acolo pe față. Dar chiar rezistă toată ziua, adică n-am nicio problemă cu el și îmi place la nebunie. Și, nu știu, acoperirea nu pot să zic că este full, are o acoperire cam medie. Dar dacă puneți mai multe straturi, fără nicio problemă, puteți să vă acoperiți toate imperfecțiunile și, nu știu, chiar v-am zis, vi-l recomand, e super, super. Ok, următorul lucru ar fi corectorul acesta de la Make Up For Ever, se numește Full Cover Concealer, presupun, este waterproof, ar trebui să acopere și tatuaje, așa zic ei. Acum, nu știu, n-am încercat să acopăr niciun tatuaj cu el. Sunt foarte mulțumită de el, acoperă perfect semnele, rezistă toată ziua, deci nu se mișcă. Mai este și waterproof și nu știu, sunt foarte mulțumită și nu cred că o să mai încerc alt corector pentru semne. Nu pot să promit, pentru că totuși sunt o persoană care își schimbă produsele foarte des și îmi place să încerc mereu produse noi. Dar în orice caz, curând, adică nu mă tentează niciun alt corector și de obicei pe mine mereu mă tentează corectoarele. Tot în categoria față, am două blush-uri și un iluminator. Primul brush ar fi acesta de la MAC. Este un Mineralized Skin Finish în nuanța blond. Și este, după cum vedeți, un fel de roz. Este sidefat oricum. Pe piele nu este chiar atât de sidefat cum pare în, mă rog, cutie. E pur și simplu, nu știu, un roz destul de subtil, foarte drăguț și când îl aplic, într-adevăr, pe acesta nu mai aplic highlighter sau, nu, nu mai aplic highlighter de obicei, mai ales că de obicei pe asta îl aplic când mă grăbesc. Și acum, nu știu, pentru toamnă mi se pare că arată foarte bine și că se potrivește foarte mult cu pielea mea un pic mai albă. Când sunt bronzată, când am fost bronzată asta vară, nu l-am folosit chiar atât de mult, am observat că mai mult iarna îl folosesc. Cel de-al doilea blush este de la ELF și este din gama lor Studio Line și este în nuanța Berry Mary. Și este un fel de, nu știu, prună, ceva de genul, prună, smeură, închis. Are într-adevăr SIDEF în el, dar la fel nu se vede, este exact ca cel de la MAC, nu se vede pe față atât de rău cum se vede în cutiuță. Ok, și highlighterul care l-am folosit cel mai mult luna aceasta este de la MAC și este Chelamet, pe care cred că îl știți, este un Mineralized Skin Finish. M-am, să zicem, reîndrăgostit de el pentru că o perioadă nu l-am mai folosit, deși îl am de ceva timp. Dar nu știu, în ultimul timp m-am reîndrăgostit de el și mi se pare super și, pe cum vedeți, nu prea l-am folosit eu foarte mult și mă gândesc să îl folosesc, că l-am dat săracu, o să expire și el și după aia păcat de el. Următorul produs este un quad de ochi de la ELF și este nuanța Ethereal, ceva de genul, nu știu, o să aveți numele pe blog mai exact, poate îl pronunț foarte prost, este posibil, de fapt, sigur îl pronunț prost. Sunt patru culori drăguțe și foarte naturale, îmi place că pot să le folosesc pe toate patru. Bine, mă rog, mărul acela închis nu prea îl folosesc pe toată pleapa, dar cele două din mijloc le folosesc pe toată pleapa când mă grăbesc și n-am ce treabă și ochiul arată foarte natural, dar puțin conturaj și nu știu. Pur și simplu mi-a plăcut foarte mult coadul acesta și e drăguț, pot să-l iau și în geantă cu mine în caz că vreau, nu știu, e micuț, n-ai nicio treabă cu el. Și culorile chiar sunt destul de pigmentate, adică bine, nu sunt foarte, foarte pigmentate, dar
Oricum, poți lucra cu ele și sunt destul de bune, mai ales raportul calitate-preț este super din punctul meu de vedere. Următoarele două sunt două rujuri și primul este de la Elf și este nuanța Charming și arată așa și este un fel de roz, să zicem culoarea buzelor mele, dar mai intens. Și miroase a ceva gen portocale sau... Oricum miroase a ceva dulce. Citric dulce, ceva de genul. Și este foarte, foarte mișto. Nu știu, pur și simplu îmi place mult de tot rujul ăsta. Și cred că este din gama lor obișnuită, cred, nu e altă. Da, e gama aceea Essentials, Elf Essentials. Și e super și a devenit rujul meu preferat. Când nu știu cu ce să mă dau pe buze, mă dau cu rujul ăsta și nu știu. E super, super. Cel de-al doilea ruj l-ați mai văzut odată în favoritele lunii, dar de mult. Și este Pink Brown de la Maybelline, Color Sensational, ceva de genul. Așa, este un fel de roz maroniu mai închis, ceva de genul. Și după cum vedeți, totuși l-am folosit ceva, adică mai are foarte puțin. Și la fel în luna octombrie, dacă nu foloseam rujul de la Elf, când vreau o buză mai închisă, îl foloseam pe acesta. Și nu știu, nu-mi place cum stă. Tot pentru buze ar fi cea de-a treia variantă de cum mi-am purtat buzele luna trecută. Dacă nu aveam cele două rujuri, aveam balsamul acesta de buze de la The Body Shop și miroase a vanilie. Bine, el săracu s-a topit, de-aia arată în halul ăsta. Da. Miroase a vanilie și l-am de anul trecut, cred. Posibil să l-am de anul trecut. Dacă nu, acum 2 ani. Nu știu. L-am luat, este din colecția de iarnă de la... Iar să zic Elf. Din colecția de iarnă de la The Body Shop. Și s-ar putea și anul acesta să apară, se numește Spice Vanilla. Și s-ar putea să-l găsiți la The Body Shop acum cu colecția de iarnă. Că de obicei am văzut că anul trecut au scos cam aceleași esențe și mirosuri ca acum 2 ani. Așa că s-ar putea să-l mai găsiți. Și este foarte hidratant, chiar acum l-am pe buze și nu știu, fac ce buzele drăguțe și hidratate. Am mai avut luna asta o pensulă favorită, ceea ce nu s-a mai întâmplat de mult. Și anume pensula aceasta este de la Elf și este Mineral Powder Brush. O folosesc pentru contur cu bronzerul și este nemaipomenită, este pur și simplu forma perfectă. Nu e nici prea mică, nici prea mare. Și e densă încât să ia destul produs și să lucreze bine produsul în față. Am renunțat la cealaltă pensulă de la Elf pentru a o folosi pe asta. Și mi-a plăcut foarte mult și este o copie după o pensulă de la MAC pe care mi-o doresc de foarte mult timp. Pensula numărul 109, care are cam aceeași formă. Nu știu dacă e un pic mai mare sau la fel, dar nu știu, e nemaipomenită. Ultimul produs legat de beauty, să zicem, și make-up și toate cele, sunt aceste șervețele pe care vi le-am mai arătat, cred. Eu le folosesc cam de două ori pe timpul zilei și de fiecare dată folosesc câte două pentru că am mult sebum. Și nu știu, chiar mi se par super bune. Le-au scumpit acum, asta mă enervează. Le-au făcut de la, erau 10 lei sau 11 lei și acum le-au făcut 16 lei. Probabil au văzut că se cumpără. Așa că o să mă îndrept către, cred că cele de la Elf o să le încerc pentru că ele sunt 9 lei. Și asta este, dar nici nu vreau să dau 16 lei, pentru că o folosesc destul de multe și ar însemna să cheltuie prea mulți bani șervețelele astea. Dar oricum vi le recomand dacă vreți să le încercați pe astea. Dacă nu, cred că sunt bune și cele de la Elf. Nu le-am încercat, dar sunt sigură că își fac treaba fără probleme. Am pasta aceasta de dinți de la Blendamed. Știu că v-am zis în Let's Get Clean-ul cu igiena orală că de obicei folosesc Colgate. Am văzut la Anna Saccone, tot aici pe YouTube, că a primit din Polonia, cred, Blendamed 3D White. Și, bine, nu știu dacă ea știe că nu se găsește peste tot Blendamed, dar că la ea în Irlanda mi se pare că nu se găsește și trebuie să ia de pe Amazon. Oricum, și m-am dus și am căutat și a zis că a fost singura pastă de dinți care chiar iau albi dinții pe bune și știu că e așa făcut albire de dinți. Mie mi-e frică să-mi fac pentru că știu că îți strică dinții. Și am încercat să iau și eu și am folosit ceva din ea. De fapt, nu, asta e a doua, da, asta e a doua. Am mai avut una pe care am folosit-o toată luna și acum săptămâna trecută mi-am mai cumpărat un tub și este nemaipomenită. Bine,
Nu știu cât vedeți voi cât de albi sunt dinții. Oricum par mult mai albi și de la lumină. Nu sunt chiar atât de albi cât par pe cameră. Dar în orice caz e mai bună decât Colgate. Nu știu, îmi place mai mult. Și știu că Blenda Medu are și niște chestii. Adică scrie pe el că are niște chestii să se protejeze. Și smalțul și toate cele. Apoi am o lumânare favorită, care știu că am cumpărat-o la sfârșitul lunii octombrie, dar m-am îndrăgostit de ea și trebuie să vă zic de ea. Și este de la Yankee și este aceasta în aroma Frosted Pumpkin. Miroase foarte bine. Se simte mirosul de dovleac și un fel de dovleac ars cu glazură de zahăr ars. Cam așa ceva ar fi, nu știu. Nu mă pricep să descriu mirosuri, chiar nu mă pricep. Dar, da, nu știu. Până acum am ars-o în continuu de când am cumpărat-o și nu s-a dus foarte mult și îmi place foarte mult. Mai fi aplicația Instagram, pe care stau în ultimul timp foarte, foarte mult și încerc să fac foarte, foarte multe poze. Să le pun pe Instagram, iarăși, nu știu, în ultimul timp îmi place foarte mult Instagram-ul și să stau pe Instagram. Și da, cam astea au fost favoritele lunii octombrie. Sper că v-au plăcut și că au fost interesante produsele. Nu uitați să-mi dați subscribe, să-mi dați follow pe Twitter, să intrați pe canalul meu de vloguri zilnice și mă găsiți pe Formspring, foarte mult pe Instagram în ultimul timp și pe Facebook, puteți să mă vedeți acolo și desigur vor fi poze pe blog cu toate produsele. Și ne vedem în următorul clip, care s-ar putea să fie unul surpriză. Pa, pa!